Ne-am întors, dragi prieteni, suntem cu ecranul deschis pe meciul de la Manchester între United și Derby County în Carabao Cup. 2-2 după 90 de minute, se pregătesc cele două echipe de penaltiuri. Manchester United a gărat minutul 95 prin Fellaini. Juca în 10 oameni United pe eliminarea lui Romero. Derby County, echipa antrenată de Frank Lampard, a condus cu 2-1 din minutul 85 până în minutul 95. Dar se pare că, până la urmă, soarta acestui meci trebuia decisă la penaltiuri. De notat, calificarea lui Manchester City, 3-0 pe terenul lui Oxford. Gabriel Jesus și Mahrez au marcat. Mâine avem în Carabao Liverpool-Chelsea, meci extrem de interesant. Mai ales că suntem abia în 16-mile de final ale competiției dane. În rest, în campionate, astăzi surprize mari. În Franța am avut 0-1, 1-2 și 2-3. 3 rezultate de 2. Mi-a părut rău doar de Monaco. În rest, m-am bucurat pentru Saint-Étienne. Campionatul Franței e deosebit în acest an. Adică ați nimerit și Nice și Saint-Étienne? Nu, e o zi foarte proastă la noi astăzi, trebuie să facem rost de niște cenușe. Bine, Bayern, Augsburg nu contează, ăla-i Barcelona, Girona, nu nimerește nimeni. Bun, ok, dar nu la ăla mă refer, că acolo era 10 cota lui Augsburg la egal. Meritat cine a jucat, Augsburg a egalat la München în minutul 87. Foarte amuzant golul lui Robben, nu știu dacă l-ai văzut. I-a venit mingea pe dreptul în fața porții goale. Știi că el are faza aia când vine din dreapta, intră în centru și șutează cu stângul. I-a venit pe dreptul în fața porții goale, dar n-a dat gol. A întors-o pe stângul și a dat gol în felul lui clasic. Da, încă trăiește Robben. Încă trăiește și Ribery. E un fel de Ion Iliescu al fotbalului. Exact. Robben e viu. La el asta contează, nu că dă gol sau nu dă. Să pregătesc să se ducă spre executarea penaltiurilor cele două echipe. În rest, cum stați? În rest, astăzi, așa, Italia, să știi, n-a fost chiar Spania. O zi foarte bună, dar mă uitam la Inter, Fiorentina. Inter a început să combine bine. Îmi place ce se întâmplă acolo. E o chestie care sperăm să fie crescătoare, să nu rămână doar la nivelul de acum. Însă combină bine și Fiorentina, o echipă interesantă. Altfel, penalti total eronat primit de Inter la scorul de 0-0. Așa e. Penaltul transformat de Icardi din culmea fața fostului jucător de la Toulouse, fostului portar de la Toulouse, Albin Lafont. El este portarul Fiorentinei. L-am văzut, n-a fost penalti. Culmea cu varul acordat, adică cu tehnologia video. Slab, într-adevăr, o mână, dar de-abia l-a șters și n-a influențat. Mingea nu și-a schimbat traiectoria, n-avea ăla unde să-și țină mâna. N-a fost penalti, dar probabil că fiind vorba de Inter, care am înțeles că a fost văduvită etapa trecută la VAR. Spuneau comentatorii. Nu. Au fost, într-adevăr, două decizii împotriva sa, dar corecte. Au două goluri anulate. Și... Dar la VAR. La VAR, da. La VAR. Dar și unul Sampdoriei a fost anulat. Au fost trei goluri anulate în acea partidă Sampdoria-Inter. Uai, mamă, ce penalti! Derby County, un vinclu, deci așa ceva... Cum poți să bazi mai bine decât ăsta penalti? Deci l-a trimis după țigări pe De Gea și vinclu în partea cealaltă. Cifra voluntar, Radu, nu știu dacă ai văzut, voluntar Botoșani, doi eliminați la Botoșani, un meci care, sincer, mie mi-a ridicat sprâncenele până... Asta în Cupa României. Da, în Cupa României. Foarte ciudat ce s-a întâmplat acolo. Ia să vedem, și Romelu Lukaku... Se întâlnesc în campionat etapa asta. Gol, ăla fugea în poartă, portarul de la Derby fugea. Ai voie, dacă stai pe linia porții, poți să faci ce vrei. A transformat Lukaku, e 1-1. Dane, pe mâine. La revedere, Radu. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Bună seara, prieteni, bun găsit la emisiunea noastră Un Pont pe Zi. Sunt Dan Bâră, alături de mine prin telefon Sabin Pârvan. Salut, Sabine! Salut, Dane, salut, Spaniori! După voce, așa îl intuim pe Sabin, îl macină tristețea după ziua de astăzi, dar în același timp, Sabin, ar trebui să fii și un pic optimist, pentru că se apropie sâmbăta aia despre care vorbeam în emisiunea de ieri și bănesc că ai făcut rezervările la restaurant, nu? Da, comandat bere și toate cele, șampania.
bere cu siguranță, pentru că o să merg într-o locație unde se consumă foarte multă bere. La fabrica de bere. La Berlin. Da, sunt trist și foarte răcit. Deci asta e o situație în Botoșani. A venit iarna de la mijlocul lui septembrie și nu e bine deloc. Da, sunt și puțin supărat pe aceste rezultate. Două mi-au scos pe real de astăzi. Unul a fost Freiburg Schalke X2. Da, Schalke nu-și revine, e clar, lucrurile nu sunt în regulă acolo și cred că mai are la dispoziția antrenorului Schalke cele două meciuri care urmează, două, trei, până la pauza dictată de meciurile naționalelor, să o pună pe picioare, să pună echipa pe picioare, pentru că altfel pleacă 5 meciuri, 5 înfrângere, dezastru total acolo, deja situația devine foarte complicată. Și eu mă bucur, cred că știi asta. Da, 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 sunt discuțiile mai vechi pe care noi tot le avem pe care le-au început pe vremea Radio GSP, Sabine, cred. Când încă nu era reprezentantul Stuttgart, când încă Stuttgart trăgea la titlu, sau în sfârșit la titlu, trăgea la top 4 și Stuttgart, Hamburg, bine, Kiel și atunci avea necazuri, dar erau pe cai mari. Uite acum ce se întâmplă. Da, să știi că, uite, dacă ne plângem de milă cu ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc, mă gândesc oare nemții cât de conștienți sunt de ceea ce li se întâmplă lor. Pentru că e adevărat, nemții mai au performanță, dar e imposibil să n-ai performanțe când ai ația bani. Însă, raportând nivelul fotbalului la bani, eu zic că nemții stau prost aici, exceptând-o pe Bayern München, evident. Da, da, nu stau pe... Nu sunt lucruri tocmai în regulă acolo. Deși, într-adevăr, sunt mulți bani, infrastructură fantastică, suporteri pe măsură. Da, și revenim la rezultate, asemenea cu Angers, 1-0-3 goluri. Simteam că asemenea că se va încurca în acest meci, dar s-a încurcat rău de tot, 0-1. Nu a fost chiar... Nu a fost o zi proastă. Am avut două cote bombă din alea pe care noi reprezentăm câștigătoare. Spaniolei Barul astăzi nu marchează, cota 2-23. De fapt, gazele câștigă la 0, era pariul. Inter Fiorentina, gazele câștigă și ambele marchează, cota 3-45. Am mai avut un Atletico Madrid-Huesca, gazele peste 1,5 goluri, ce spuneam de ieri, e pariul meu preferat pe această etapă, 3-0 la pauză și Spaniolei Barul 1-0-3 goluri, la fel un pariu pe care am insistat, a fost 1-0 pentru Spaniol, ambele au marcat la Hanover. Am mai avut ceva ponturi câștigătoare prin ligile micute, uite, un Salford Hartlepool 1 solid, cota 1.65, s-au putut concepe câteva bilete câștigătoare și astăzi, dar echipele încă nu sunt 100% puse la punct cu ritmul pentru acest sezon și pariorii încă mai au puțin de suferit, nu mai durează mult, dar după etapa 7, 8, 10, lucrurile intră normal peste tot. Așa este cu franchețea cu care v-am obișnuit, prieteni. Am făcut bilanțul zilei, unul care nu e nemaipomenit, însă nici rău, așa cum spunea și Sabin. Ce face Sabin un parior atunci când traversează o, eu știu, hai să le spunem oamenilor din secretele noastre, când traversează o mică perioadă în care lucrurile nu ies așa cum își dorește? Ideal este să iei o scurtă pauză, pentru că și să urmărești în continuare cum decurg evenimentele, pentru că în felul ăsta poți face o imagine de ansamblu. Eu am alt sfat. Eu mai am încă o tactică, pariez pe cote, pe pariuri ultra safe, deci mai safe decât atât de cât cele pe care le pariez nu există. Astăzi am avut ceva extrem de simplu, Atletico Madrid marcează minim două goluri și am avut un 1x la Salford cu Hartlepool, nu a fost o cotă. Eu am altă strategie, micșorez mizele. Dacă n-am chef să mă opresc din pariat, nu mă opresc, dar micșorez mizele. Spre exemplu, dacă înainte puneam 10 lei, acum voi pune doar un leu sau doi, tocmai pentru a mă simți mai confortabil cu aceste lucruri, adică cu siguranță nu va fi o tragedie dacă nu vor ieși, dar dacă mi-e o să prind din nou curaj. Bun, hai să pornim la treabă, ne îndreptăm către ziua de mâine, iarăși multe meciuri, pornim la drum cu meciul zilei Unibet, Sevilla-Real Madrid. Real Madrid are o misiune foarte grea mâine, pentru că joacă pe terenul unei echipe acolo unde pe terenul unei echipe
în fața căreia a pierdut 5 din ultimele 6 deplasări. Așadar, Sevilla, când a primit-o pe Real pe teren propriu, a pierdut de 5 din cele ultimele 6 astfel de dispute. Cota pentru un nou succes al celor de la Sevilla e 4.30, egalul are cota 4.40, iar victorie Real Madrid o cotă de 1.72. Astea sunt cotele Unibet. Noi le-am selectat din ofertă, dar nu doar pe acestea. Da, alte variante de pariere pe meciul de la Sevilla, din care vă puteți inspira fără îndoială. Gazele peste 3.5 cartonașe, cota 1.96. Va fi un meci ce va aduna multe pariuri pe goluri. Peste 3.5 goluri ar fi o cotă de 2.12. Oasetii peste 5.5, conere cota 2.15. Atenție, avem un pariu oarecum asemănător cu acesta. Da, evoluții recente destul de bune ale Sevillei cu Real Madrid. Și nu doar cu Real Madrid, pentru că dacă luăm la socoteală ultimele două partide, 11 goluri marcate, e adevărat, și 3 primite. Și iar meciurile astea directe cu Real, Sabine, sunt partide în care de obicei îți dau multe goluri. Da, 3-2 3-2-2-1, cam așa merg lucrurile de obicei. Da, pierduse-și cu 5-0 în turul sezonului anterior Sevilla, iarăși un 4-1, iarăși un 2-1 pentru Sevilla, două echipe care s-au văzut des și prin cupe. Da, să știi că Real are frică de acest meci. Vine după victoria extrem de strânsă și muncită cu Espanyol, a fost doar 1-0, dar să reținem încă un lucru, spuneam că are frică. Lopetegui și-a odihnit câțiva titular cu ocazia acelui meci, cel cu Espanyol. Revin în garnitura de sar, nu neapărat odihniți cât au fost menajați venind după ușoare accidentări. Revin în garnitura de start a Realului Bale, Kroos, Marcelo, Varane și Carvajal. Carvajal e cu semnul întrebării, din ce știu eu, dacă ar reveni ar fi foarte bine. Da, cert este că, uite, Bale nu a jucat, a fost menajat, Marcelo la fel a fost menajat, Kroos era accidentat, Varane, de asemenea un jucător care i-a lipsit unul Realului. Și oaspeți au absențe, sunt destul de importante. Hai să vedem pentru început ponturile, Sabin, și apoi mai elaborăm pe... Păi, ambele marchează pariuri care ne vine în cap automat, cota 1.44, au mai scăzut puțin cotele pe această variantă, dar tocmai pentru că se pariază foarte mult și oaspeți mai multe conere. Tocmai ce spuneam, 1.79 e cota, avem și o statistică, în ultimele 8 meciuri directe Real a avut de fiecare dată mai multe conere. Tocmai pentru că Sevilla a pus-o la treabă, nu s-a comportat ca o echipă mică încercând să strice jocul, să se retragă, nu. A fost joc pe bune, iar Real a profitat. Dar îți spuneam de absențele Sevillei, totuși nu sunt absențe de ultimă oră. Moralul este bun, a marcat mult în ultima perioadă, era de așteptat ca Sevilla să-și revină și, uite, alegem aceste două variante de pariere. 3-2 rezultat final în favoarea lui Derby, adică Derby a câștigat partida la lovituri de departajare. Manchester United cu echipa bună aproape în întregime pe teren, iată, se încurcă și părăsește Cupa Ligii în fața unei divizionare secunde. E adevărat o formație pregătită de Frank Lampard, dar asta nu are foarte multă importanță. Cert este că la Manchester United Mourinho se înfundă din ce în ce mai adânc. Haideți să trecem și la subiectul următor. Avem o altă partidă interesantă din Cupa Ligii, Liverpool-Chelsea. Așa cum știți, în ziua de astăzi sunt o mulțime de staruri care în urmă cu, eu știu, 20, 30, 40, 50 de ani ar fi fost doar niște oameni pierduți prin mulțime. Însă faptul că există toată această mașinărie de marketing și oamenii sunt poate mai superficiali face ca Liverpool să fie una dintre cele mai... vizibile formații din fotbal european. Însă această echipă, atenție, a câștigat în ultimii 10 ani un singur trofeu, iar acel trofeu este o Cupa Ligii amărâtă în 2012. Îmi place
câte ceva de la Liverpool, dar cu siguranță e un mare, mare balon de săpun ce se întâmplă acolo. De ce spun asta? Mulți spun că sunt fan Liverpool pentru că există suporterii, aceea există tradiția clubului și așa mai departe, dar sincer, stăteam și mă gândeam, eu niciodată n-am iubit fotbalul pentru suporterii pe care are. E adevărat, e plăcut, e frumos, e impresionant de multe ori, dar asta nu înseamnă că și echipa este una nemaipomenită. Da, nu sunt cel punctul de vedere, pentru că sunt fan Liverpool. Da, bine. Mai e cineva în urechea mea dreaptă care e fan Liverpool, producătorul? Da, Liverpool este o echipă care, susțin punctul de vedere atunci când vine vorba de... Să știi că exagerez un pic, pentru că, cum să spun... Da, înțeleg ce spui. Mai bine să te temperezi un pic și să fie după aia lucrurile așa cum trebuie, decât să mergi pe entuziasmul ăsta, care e un fel de ăla, Justin Bieber, nu? Parcă așa îl cheamă pe cântărețul ăla. Da. Cam așa e Liverpool. Da. Bine, Liverpool este o echipă care a încercat, a avut perioade, urcușuri și coborâșuri foarte, foarte multe. Încearcă să revină la gloria de altă dată, nu așa se spune, e gloria de altă dată, și nu mă refer neapărat la gloria de la din anii 2005, 2007, 2006, 2008, cu ce s-a întâmplat atunci, ci mă refer la gloria adevărată, în care Liverpool domina fotbalul britanic, era un nume solid în fotbalul european și acum este, a jucat o finală de Liga Campionilor, dar într-adevăr după o pauză foarte, foarte lungă, în care nu a mai contat practic nici în Premier League. Hai să vedem foarte rapid cotele, Sabine, ca să nu intrăm în publicitate. Okay. 1.83 pentru 1 solist, egalul 4.25 și 2 solist 4.10. Pariu care mă tentează, dar nu știu cât de inspirat sunt în zilele astea. Am mai selectat câteva cote pentru partida noastră. Peste 1,5 goluri în prima repriză, 2.50. Oaspeții se califică, 2.40, iarăși tentant. Și Sadio Mane marchează oricând, iar ponturile sunt următoarele. Ambele marchează la o cotă de 1.66 și peste 8,5 cornere la o cotă de 1.49. Foarte decente aceste ponturi și cotele sunt bune. Variante de pus pe bilete, asta, după cum vă spuneam, dacă nu e cineva care are o inspirație absolut nemaipomenită. Luăm un scurt moment de pauză și revenim imediat.